bazei la medici și la asistente a fost legată în același timp cu înscrierea tuturor sporurilor în acei 30%. 30% pe coordonatorul principal pe spital respectiv. Coordonatorul principal în speța, și Consiliul, în altă parte Ministerul, are multe în subordine. Pe toate el trebuie să le încadreze în 30% cu acele sporuri. Să înțelege? Sporurile în lege fiind date la noua bază, dacă erau lăsate la baza trecută, pentru că condițiile în secții nu s-au schimbat, cum erau în ianuarie, sunt și în martie, și atunci ne înscriam în cei 30%. Dându-se sporurile la noua bază, care era mai mare, am depășit acest 30%, motiv pentru care a trebuit să dăm sporurile care sunt în lege, între un minim și un maxim. Nu este nimica ilegal să dai sporul la mai minim ca să te înscrii în condiția care a fost pusă, în acei 30%, ca să poți să mărești baza la asistent și la doctor. Sporurile n-au fost sub lege date. Dacă legea spune de la 50 la 80% sau de la 50%, exact cât spune legea. Sunt sporuri care nu spune limita inferioară, care ai putea să le scadă. Stați puțin! Asta înseamnă că la cei cărora li s-a mărit baza, medici, asistente, scăzând sporul, poate să nu le aducă bani mai puțin, n-aduce cât ar putea el să aducă la noua bază, dar să n-aducă mai puțin decât salariul din ianuarie, dar sigur la infirmieri, scăzând sporul, ei având baza mică de atunci, sigur le-a scăzut salariul. Care este problema? S-a văzut asta și atunci au zis că o să se dea sumele compensatorii ăștia, care o să vină probabil. Nu pot să vină acum, vin ele, dar cred că o să vină, dacă vin mai târziu, pe toate lunile dinapoi. Ideea care este? Că putem zice, de ce le scade sporul la infirmier dacă tot nu le-ați mărit baza, nu le-ați mărit salariul, să zice așa. Și scădeți-i la lor care le-au mărit salariul, cu oricum, dacă nu le scădeți mult mai mult, nu aduc mai puțin bani. Și nu se poate într-o secție care se consideră că are aceleași condiții să dai două spori. Sporul ăsta e pentru condiții, nu e nici pentru muncă, nici pentru cine face, nici pentru... Ea zice că dă cu târșiu și are dreptate și face muncă. Doctorul poate zice, eu lucrez cu creier, mă, nu discut cu voi. Nu? Deci nu sunt sporuri date pentru ce muncă face propriu-zis, munca fiecăruia fiind foarte importantă în echipă. Nici doctorul nu poate să opereze într-o sară împuțită și nespălată, dar nici infirmiera nu are după cine face curat dacă doctorul nu operează. Deci e clar că e munca fiecăruia la nivelul lui. Dar într-o secție, pentru aceleași condiții, nu poți să dai sporuri diferite. Dacă noi doi trăim în aceeași condiții, nu poate unul să ia spor mai într-un fel că e mai slab și eu că sunt mai gras, iau un alt. De asta, dacă toți scad sporurile ca prin creșterea lor, că se raportează la o bază mai mare, să te înscrii în 30%, trebuie să le scazi la ambii. Și atunci, cei care nu li s-a mărit salariul, pot să ia sporurile mai mici. Să ia salariul mai mic, că li s-a scăzut sporul. Și pentru asta, guvernul a venit, a zis că vine cu sume compensatorii, nu de la nivelul spital. Păi de-abia fi prima zi în care nu se brodiră. Chestia care a fost cu niște sume care ni s-au tăiat, pentru că e foarte clar și foarte adevărat.